Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem pe data de 30 aprilie și fac acest filmuleț pentru cei care au, să zic, până în 10-20 de familii de albine. Când vă uitați la un film, auziți că sunteți îndreptați spre nu știu cine are rengine foarte bune, cumpără de la ăla, cumpără de la ăla. Mi se cam crește de lucrul ăsta. Și să vă arăt ce înseamnă. Deci, am tot zis că vă arăt și familii puternice. N-am vrut să arăt familiile puternice, fiindcă toată lumea asta arată, familii puternice. Aici am o negresă, matcă neagră. Dacă până acum familiile puternice erau roșii, acum le avem negre. Și iată, uitați, deci, această matcă a umplut acolo cuibul și aici a venit după diafragmă. Aici funcționează ca un fel de cat. Iar aici cuibul e plin de albinuță. Așa, urmează să mai extindem. Ia uite ce avem aici. O grămadă de albinuțe. Nu le deranjăm prea tare, mergem la altul. Acesta e unul care e mai măricel așa. E o matcă frumoasă, mare, nu-i cumpărată de la niciunul șmecher. De la niciun șmecher nu-i cumpărată, o faceți voi în curtea dumneavoastră. Acoperim că încă nopțile sunt reci la mine. Iată, ăsta e pe vreo 15 rame. Și cuibul este organizat frumos, nu-i spart, nu-i stricat cuibul. Nu fragmentăm, n-a intrat în friguri. Totul arată foarte bine. Astea sunt măci obținute de la an la an. Fiecare an face o selecție, mă, ăsta îmi place, fac din ăsta. Hai să mai mergem la unul care e tot așa mai frumușie. Avem aici, nu-i chiar așa mare, dar e prin și el ăsta de aici. Trebuie să-i punem catul. Să-i punem catul. Mai avem aici mai măricei. O așa mare, mata smăricei. Să-i punem catul peste câteva zile. Ați construit aici și ăsta e plin, frumos, nu-l deranjez foarte tare, dar iată, încă o matcă frumoasă. Ce-ați făcut, mă, fetelor, ați crescut aici, trebuie catul la voi. Iată, încă o matcă faină. Și aceasta e de luat în calcul, vedem de ce culoare este. O să fac film și cu măci negre, dacă până acum făceam cu măci roșii. Acum, anul ăsta, iată, măcile au reușit să facă. Avem și măci negre, care sunt măricele. Și încă ceva, ăștia mari au adus câte o ramă cu miere. Azi am lucrat la ei și e foarte, foarte fain. Haideți să mai mergem la unul care ăsta e și mai mare. Aici fac eu igienizarea, continui cu igienizarea. Așa. Hai să vedem ce matcă, de la ce șmecher o fi. De la șmecher? De la mine, mă, matca. Avem măci, mătcuțe de proveniență. În 2016 am pierdut stupina, în 2017 a venit Eduard la mine, mi-a adus atunci două familii. Nu este la mare, care ești, mă, la mai mare? Care ești, mă, că ți-am uitat? Ăsta e mai micuț, ăsta deocamdată merge cu tratament special.
Dar noi vrem să-l arătăm pe ea, mai pe ea mici am mai filmat. Ăsta de aici ai. Ăsta de aici. Ăsta. Tu ești la mare, mă? Ia să te vezi. Mai sunt ei mărici și prin față și mai multișori, așa. Având în vedere cum am început primăvara, a fost, eram așa un pic dezamăgit. Dar când îi vezi pe ăștia, ești bucuros, ce să mai. Dacă mă întrebați de tute, să știți că nu e nicio problemă cu ele, sunt pe miere de... miere cristalizată turtele, dar stai frumos rău, stai plin. Și catul, după diafragma urs, avem aici. Ce faceți, mă, ați venit? Ați venit până aici, ați lucrat ceva? Aici lucrează albinuțile. Ia să vedem dacă ne lasă să ridicăm un pic folia, să le vedem. Au căldurică. Puietul e compact, are vreo 8 rame de puiet. Ce puteți, puteți, mă? Da? Sunteți cuminți? Da, frumos! Sunteți frumoși, așa? Ia, să vă dăm mai aproape. Turta asta mai mâncați din ea. În momentul în care refuză turta, nu le-o mai dați. Dar aici, în turta, avem noi, cum să zicem eu, un mic motoraș care împinge colonia, ajută colonia cum ar veni, și fiind o miere, e o turtă pe bază de miere și polen, e ok. Că probabil vă întrebați, mă contaminează mierea. Cum să contamineze mierea mierea? Deci n-are nicio logică. Cum să contamineze mierea polenul sau ceva de gen? După ce am studiat un pic nutriția albinelor, am aflat eu câte ceva, că nu chiar e corect să oprești alimentația albinei cu anumite ingrediente, cum ar fi mierea și polenul, nu? Dar acest film l-am făcut doar pentru începători. Aia experții deja fac reclame la regine, dar... nu că am nimica cu ei, fiecare își câștigă pâinea, dar mă, când se exagerează cu această promovare, mă lasă stupul să-ți arete. Îmi place că, să știți că eu nu spar cuiburile. Dacă intră în frigurile roitului, pe normal că o să intre în friguri. Este, adică e normal. În funcție de puterea coloniei, o să intre la un moment dat în frigul și atunci facem următoarea lucrare, care mai facem o colonie mai măricică, cam așa. Ia. Am lucrat pe aici, e seară, eu sunt așa mai hodorog de tânăr, mai cu problemele mele. Bun, deci țineți minte, faceți o regină, căutați cei mai buni și mulțiți de acolo. N-am vrut să-i prezint pe ăștia mari, m-am zis că îi țin pentru mine, cum ar fi să nu-i vadă lumea. Dar trebuie să înțelegeți că se poate face și fără să cumpărați regine, nu știu care, la vreo 200 de lei, 150 de lei. La ele de 60 de lei nu o să vă înghesiți, că o să ziceți că slabe și la ea sunt ieftină. Cam așa, dar nu puneți botul la tot ce auziți. Bun, până data viitoare, numai bine!